Bună seara, stimați prieteni, și bine v-am găsit! Așa cum spuneau prietenii noștri mai devreme, în introducere, este o mare onoare pentru noi, în calitate de oaspeți, să fim împreună cu dumneavoastră, cei mai mulți în calitate de gazde. Este o onoare pentru faptul că ne sunteți frați sau prieteni și în seara aceasta ne-am întâlnit în consens pentru ca să ne închinăm lui Dumnezeu. De fiecare dată facem ceva atunci când ne întâlnim cu alți oameni. Uneori muncim, alteori mâncăm, alteori facem afaceri sau bem o cafea. În seara asta ne-am întâlnit pentru un lucru absolut diferit. Nu are legătură nici cu mâncarea, nici cu băutură, nici cu afaceri, nici cu politică, nici cu războiul, nici cu pandemia. Ne-am întâlnit ca să ne închinăm lui Dumnezeu. Vreau să te rog frumos să te asiguri că în seara aceasta te închini lui Dumnezeu în inima dumitale, într-un mod conștient, într-un mod voluntar. Pentru că Dumnezeu ne-a dat viață. Într-o zi Dumnezeu ne va chema din viața aceasta și nu vom putea să rămânem nici măcar o secundă după momentul ăsta. De aceea, pe lângă toate cele pe care le vom lăsa aici și pentru care am muncit așa de mult, ar fi bine să ne închinăm lui Dumnezeu, pentru că prietenia cu El este singurul lucru care ne apropie de Dumnezeu și de binecuvântările sale. Spuneau frații care au prezentat oaspeții, prietenul meu, fratele Gabi, că sunt împreună cu soția, cu Carmen, de asemenea împreună cu familia Căpâlnaș, o familie din biserica de unde noi venim, cu unul dintre păstorii noștri, fratele Sami Damșa. Suntem împreună cu mai mulți păstori, cu mai mulți prieteni, Vasilică, care tocmai a vorbit, Gabi. Sunt împreună cu gazda mea, cu fratele Costică și cu mulți alți prieteni și oameni ai lui Dumnezeu care sunt în seara aceasta aici. Avem ocazia să ne cunoaștem, să ne închinăm lui Dumnezeu împreună și experiența acestei seri are rolul să ne-L descopere pe Dumnezeu. Să ne-L descopere pe Dumnezeu pentru unii și să ne-L descopere pe Dumnezeu mai mult pentru alții. Priviți, vă rog, motoul întâlnirii grupului Speranța. Dumnezeu este răspunsul. Spuneam aseară și repet în seara aceasta, răspuns la ce? Răspuns la întrebările noastre, la nedumeririle noastre, la îngrijorările și fricile noastre, la confuziile noastre. Dumnezeu este răspunsul. Aș vrea să citesc un pasaj din Scriptură, din cartea aceasta care se constituie într-o scrisoare de iubire trimisă de Dumnezeu muritorilor, nu doar preoților, ci oamenilor. Câțiva dintre ei suntem noi aici, pe acest teren de sport. O să citesc un pasaj care promovează o întrebare, avansează o întrebare și de la întrebarea aceasta o să vin cu răspunsul lui Dumnezeu. O să vă rog respectos să-mi permiteți, să-mi îngăduiți, să vă invit să vă ridicați. Mulțumesc! Atunci s-a apropiat de Iisus un om și i-a zis: Învățătorule, ce bine să fac ca să am viață veșnică? Aceasta este întrebarea. Învățătorule, ce bine să fac ca să am viață veșnică? El i-a răspuns: De ce mă întreb ce bine? Binele este unul singur, dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care? A zis el. Și Iisus i-a răspuns: Să nu ucizi, să nu comiți adulter, să nu furi, să nu faci mărturii mincinoase, să cinstești părinții tăi, să-l iubești pe aproapele tău cum te iubești pe tine însuți. Tânărul i-a zis: Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, de la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat pentru că era foarte bogat.
Iisus a zis ucenicilor săi, adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii când au auzit lucrul acesta au rămas uimiți de tot și au zis, cine poate atunci să fie mântuit? El s-a uitat țintă la ei și le-a zis, la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Amin. Tată Ceresc, noi suntem înaintea Ta, sub cerul Tău, călcăm pe pământul Tău, respirăm aerul Tău și îți mulțumim pentru anii pe care ni-ai dat, inclusiv pentru această zi de care ne bucurăm. Doamne, am citit din cuvântul Tău și știm că Duhul Tău este aici cercetând inima tuturor oamenilor prezenți, prezenți în mod fizic și prezenți în mod virtual prin internet. Te rugăm, atinge-ne sufletele. Unii sunt obosiți, alții sunt dezamăgiți, confuzi, unii sunt plini de îngrijorare, de frică. Te rog, ai milă de fiecare, mâna Ta cea bună și străpunsă de cuie, să atingă fiecare suflet, să încurajeze, să ridice și să mântuiască. Tu ești Tatăl nostru și știm că ne iubești și această iubire ne dă siguranță și liniște sufletească. De aceea rămânem înaintea Ta, ne închinăm cu recunoștință și Te slăvim pentru că ești Dumnezeul și Creatorul și Mântuitorul nostru. Și împreună să spunem amin. Mulțumesc frumos! Vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Dumnezeu este răspunsul. Care este întrebarea? Ce bine trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Stimați prieteni, Biblia îl prezintă pe acest bărbat în trei dintre cele patru evanghelii, Matei, Marcu și Luca. În fiecare dintre evanghelii este prezentat și pasajul acesta când Iisus vorbește mulțimilor, mii și mii de oameni. La un moment dat El se ridică și pleacă, urmat de o parte din mulțime. În momentul în care El s-a ridicat să plece, a alergat la El bărbatul acesta, despre care Biblia spune că era tânăr, era bogat, era educat, era religios. Și acest tânăr bărbat pune o întrebare. Ceea ce vreau să subliniez este că dintre toate întrebările posibile pe care le putea pune, a pus întrebarea care trebuia. Putea să-l întrebe ce părere ai, cum va fi vremea mâine. Putea să-l întrebe, auzi, poți să-mi dai un sfat, sunt tânăr, vreau să mă căsătoresc, poți să-mi dai un sfat? Sau putea să-l întrebe, am ceva bani, ce sfat îmi dai, cum să investesc, aș vrea să devin mai bogat decât sunt. O mie de întrebări putea pune, dar a pus întrebarea care trebuia. Ce trebuie să fac ca să fiu un om mântuit? Ce înseamnă să fiu un om mântuit? A fi mântuit este o afirmație care se încadrează pe scena spiritualității, religiei și se referă la oameni care toți fiind păcătoși, unii sunt iertați în numele Mântuitorului Iisus Hristos. Și oamenii care sunt iertați sunt absolviți de starea de vinovăție generată de păcatul făcut sau de păcatele făcute. De păcat, ca păcat adamic, sub incidența căruia noi toți ne naștem. Când un copil se naște, e deja păcătos, pentru că el s-a născut sub incidența păcatului adamic. Permiteți-mi să vă dau un exemplu. Nu toți sunteți fotbaliști sau nu fiecăruia dintre dumneavoastră vă place fotbalul. Dar vă dau un exemplu legat de sport, părându-mi se că e cel mai comun. Imaginați-vă că selecționata României, eu nu mă pricep la fotbal și mai ales la fotbalul din Europa, dar aș vrea numai să vă spun atât. Imaginați-vă că selecționata noastră merge să joace cu, hai să zicem, Irlanda. Și să zicem că învinge. Când se întorc acasă cei 11 rezervele și antrenorul, medicii și stafful lor, ce spun ziarele și media în general? România a învins. România? Păi ați fost dumneavoastră în Irlanda? A fost echipa de fotbal a României, nu România. Dar întreaga națiune devine învingătoare pentru că acești oameni au reprezentat România. Ei bine, Adam a fost persoana care a reprezentat umanitatea și el a păcătuit, iar păcatul lui
planează peste orice ființă umană care se naște în lumea asta. Acesta se numește păcatul adamic sau păcatul originar. Copilul când se naște, se naște sub incidența acestui păcat, dar el e inconștient. Este iresponsabil. Un copil, dumneavoastră știți că nu gândește, nu se poate căsători, nu poate să facă business, nu merge la școală, nu primește permis de conducere. E iresponsabil. Părinții trebuie să aibă grijă de el, poate fugi în fața la o mașină, pune mâna pe ceva încins, se poate răni sau chiar poate să facă ceva care îi provoacă moartea. Însă el crește puțin câte puțin, devine adolescent, devine tânăr și devine dintr-o dată adult. Atunci începe să facă lucruri diferite pentru că i s-a copt mintea. Ei, în momentul în care el devine conștient de realitățile vieții, se activează potențialitatea păcatului. Până atunci e potențial, dar în momentul în care devine conștient, poate să deosebească stânga de dreapta, binele de rău, apare discernământul. În momentul acela se activează potențialitatea păcatului și dintr-o dată el devine responsabil de păcatul adamic și de păcatele pe care le face în fiecare zi, de genul face fapte de comitere, adică face ce nu e voie, sau face păcate de omitere, nu face ce ar trebui. Păcatele sunt de două feluri. Imaginați-vă semaforul. Faci ce nu trebuie, treci pe roșu. Asta înseamnă că comiți. Dar mai există posibilitatea să fie amendat pentru că se face verde și tu rămâi în intersecție. Atunci primești amendă pentru omitere, adică pentru neglijare, pentru faptul că nu faci ce ar trebui. Ei bine, un om mântuit este un om iertat de vinovăția lui și de păcatele lui. Ce se întâmplă dacă nu este iertat? E pedepsit. De cine? De autoritatea care monitorizează vinovăția oamenilor prin păcat, adică de Dumnezeu. Scriptura spune că omul moare o singură dată și apoi urmează judecata. Spuneam aseară și permiteți-mi să repet, așa în fugă, faptul că viața ne pune în fața responsabilităților. Responsabilități personale, familiale, sociale, profesionale, materiale, ta 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 ta. Dar moartea nu ne mai pune în fața responsabilităților, ci ne pune în fața judecății. Pentru că moartea este experiența prin care noi plecăm de aici și mergem dincolo la nivel spiritual, pentru că trupul rămâne în pământ. Se identifică cu pământul din care a fost luat. Și noi vom da socoteală de felul în care ne-am gestionat viața. Cel care ne-a dat viață ne-a dat și un manual de folosire. Orice lucru pe care îl cumpărăm are un mic manual de folosire, unde se spune, în general, în legătură cu curentul electric sau altceva. Ei bine, noi am venit împreună cu un manual de folosire, de utilizare. Și acesta este Biblia. Dumnezeul care ne-a dat zile în viața aceasta biologică, El ne-a spus ce să facem. În primul rând să-L onorăm pe El ca pe dătătorul vieții, ca pe susținătorul vieții, ca pe mântuitorul vieții, ca pe binecuvântătorul vieții. Și apoi să trăim într-o manieră care reflectă împlinirea intereselor sale, să trăim cu demnitate, să trăim cu grijă, cu frica de Domnul, dar nu o frică care îngrozește, ci o frică respectoasă a unor oameni care știu că la sfârșit se cere socoteală. Ei, omul ca atunci când devine conștient de vinovăția păcatelor sale, el știe că peste această vinovăție urmează pedeapsa. Singura pedeapsă pentru păcat e moartea, iar locul este iadul. De aceea judecata este după moartea fizică, nu înainte de ea. Omul care devine conștient de vinovăția lui, mulți dintre oamenii aceștia, caută soluția la problema pe care o au. Păcatul, starea de vinovăție, e problema. Iertarea, mântuirea, e soluția. Dar această mântuire se realizează nu prin baza meritelor noastre. Există în mod tradițional, în cultura oricărui popor, că dacă te faci băiat de treabă, Dumnezeu te iartă. Nu, metoda recompensei nu funcționează, adică în baza la un lucru bun, Dumnezeu mă iartă de un lucru rău. Nici vorbă, acolo sunt și faptele bune și faptele rele. Spuneam în seriile acestea când am stat ca în această seară în fața oamenilor, spuneam exemplu cu o gospodină care pregătește un chec. Să presupunem că facem un chec din 12 ouă, nu știu sigur dacă numărul e bun, nici n-am confirmat cu soția mea, dar zic așa de la mine. Exemplu pe care îl folosesc cel mai des este 12 ouă. Imaginați-vă că are un castron, un bol, ia un ou, îl sparge acolo și încă unul și încă unul și mestecă cu vârticușul ăla
și mai sparge 1, 2, 3 și fără să-și dea seama, unul dintre cele 12 e stricat. Și le-a învârtit deja de câteva ori și e stricat unul dintre ele, dar 11 sunt bune, hai să fim serioși. Vă întreb, care dintre dumneavoastră aveți chef să mâncați din chestia aia? Doar unul e stricat, 11 sunt bune. Dar lăsați-mă să merg cu imaginația mai departe și să vă spun 10.000 de ouă bune și unul stricat. Nu e așa că nu vrem să mâncăm din chestia aia, deși doar unul e stricat, adică mic. Dar unul mic ne face să lepădăm toată compoziția. Vreți să-mi spuneți că un ou stricat strică o compoziție de 10.000 un ou? Răspunsul meu e da. Acum, haideți să mutăm exemplu. Noi nu suntem niște teroriști. Teroriștii n-ar sta aici. Vă apreciez că sunteți aici. Ați venit aici pentru că aveți în sufletul dumneavoastră o căutare după Dumnezeu, după mai bine. Ei, genul acesta de oameni nu se încadrează în oamenii răi, dar toți oamenii sunt păcătoși. De ce? Pentru că fiecare dintre noi avem cel puțin un ou stricat. Pe lângă toate meritele noastre, pe lângă toată atitudinea noastră cordială, iertătoare, generoasă, ospitalieră, politicoasă, omenoasă, ou stricat este aici. Și știți? Apropo, lăsați-mă să merg cu imaginația mai departe. Cam câte păcate credeți dumneavoastră că face un om pe zi? La nivelul gândurilor, la nivelul privirilor, la nivelul sentimentelor, la nivelul acțiunilor. Comitere, faci ce nu-i voie, treci pe roșu, sau omitere. Nu faci nimic din ce ar trebui să faci, e verde și blochezi intersecția. N-asă ce părere aveți? Așa, cam câte? 10? Cred că trebuie să fii un om extraordinar dacă faci doar 10. Haideți să fiu foarte generos, că oricum nu pierd nimic. Hai să presupunem că faci 3 păcate pe zi. Într-un an de zile, 3 ori 365? 1000. Eu am 59 de ani. Ori 1000? 59.000 de păcate. Doamnelor, domnilor, dacă în satul dumneavoastră ar fi un om care de 59.000 de ore a trecut pe roșu, cam ce pedeapsă ar trebui să-i dea poliția? Dacă de 59.000 de ore a furat sau a batjocorit sau a violat sau a omorât sau puneți dumneavoastră ce doriți, cam ce va spune judecătorul? Oricum, nu scapă ușor. Puteți să credeți că un om foarte bun, care doar de 3 ori pe zi calcă pe bec, odată minte, odată înjură și odată, ce să mai zic, nu iartă, devine în fața lui Dumnezeu, la vârsta de 59 de ani, un om absolut compromis. Cum poate un om să scape de aici? Să-L primească în inimă pe Mântuitorul Iisus Hristos, care cu 2000 de ani în urmă a stat pe cruce, și a stat acolo ca să moară în locul nostru. El a murit moartea noastră. Și noi nu mai trebuie să murim, nu mai trebuie să plătim amenda, că prin moartea lui El a plătit amenda noastră. Și niciodată un om nu plătește două amenzi pentru aceeași încălcare de regulă. Asta se numește devii un om mântuit prin Hristos, care face transferul vinovăției luând asupra Lui, adică asumându-și că El a făcut lucrurile astea, iar pentru că El își asumă vinovăția omului, Dumnezeu îi impută vinovăția asta și pentru acest motiv El a murit. El n-a făcut niciun păcat, dar a făcut toate păcatele pe care le-au făcut toți oamenii pentru că El și le-a asumat ca și cum le-a făcut El. Înțelegeți de ce avem nevoie de Iisus ca de apă, ca de mâncare, ca de somn? Pentru că El e Mântuitorul. Permiteți-mi să mai folosesc încă puțin imaginația și o să revin la text. Dumneavoastră ați auzit despre Biblie, Vechiul și Noul Testament. Vechiul Testament e istoria unui popor, poporul evreu. 39 de cărți din cele 66 compun Vechiul Testament. Noul Testament compune 27 de cărți, sunt scrise în limba greacă și aici este vorba despre umanitate, nu doar despre un popor. Revenind la Vechiul Testament, la cele 39, cartea aceasta începe cu primele cinci cărți scrise de marele om al lui Dumnezeu Moise, una dintre cele mai respectate popoare dintre evrei. Probabil că al doilea ca și respectat ar fi David și probabil Samuel, probabil Ilie și probabil Ioan Botezătorul și mulți alții. Ei bine, acest Moise a primit de la Dumnezeu onoarea
să se urce pe munte și Dumnezeu să îi mâneze cele 10 porunci pe care Dumnezeu cu degetul lui le-a scris, pur și simplu sculptându-le pe două bucăți de piatră. Și acolo erau cele 10 porunci. 4 care reflectau relația omului cu Dumnezeu și 6 care reflectau relația omului cu oamenii. E bine, pe lângă legea morală a mai fost o lege, legea ceremonială, și legea aceasta avea rolul să pună în evidență și în practică ceremoniile de transfer de vinovăție. Adică Dumnezeu urma să pregătească națiunea lor pentru a înțelege ce înseamnă mielul lui Dumnezeu care urma să vină în persoana lui Iisus, adică Mântuitorul. Și uitați ce se întâmpla. Dumnezeu a spus, orice om care va face un păcat, el trebuie să moară sau trebuie să ia un miel pe care să-l ducă la preot, la templu. Preotul va omorâ mielul și în sângele animalului vărsat care moare va fi iertat păcatul omului. Adică se va face un transfer de vinovăție. Moare un miel nevinovat pentru un om vinovat. Și atunci omul rămâne fără păcat că l-a luat mielul care a murit. Înțelegeți? Mielul a devenit un fel de mini-mântuitor, un fel de soluție. Și atunci era simplu, făceai un păcat, te simțeai păcătos, vinovat, ca să scapi de mânia lui Dumnezeu. Luai un miel, te duceai la preot, preotul omora mielul și în baza morții mielului omul era iertat. Simplu. 1500 de ani a funcționat ritualul ăsta ceremonial. Pentru toți evreii era absolut simplu. Te simțeai vinovat de păcate, ai furat, ai mințit, ai omorât, ai... Lista continuă. Comitere, omitere. Anii au trecut, la împlinirea vremii, Iisus vine în lumea noastră, dar nu născându-se din tata și mama, ci printr-o fată virgină, fecioară. S-a întrupat dintr-o existență eternă și anterioară, intrând în lumea noastră materială, vizibilă, biologică. De aceea El s-a întrupat, nu s-a născut. E, când el a venit, au trecut 30 de ani și a început lucrarea misionară și s-a dus la Iordan, râul care leagă Marea Galilei de Marea Moartă și traversează pe lungime Țara Sfântă. Ioan Botezătorul era acolo cu un grup mare de oameni care cereau să fie botezați cu botezul pocăinței. Ioan și-a întors privirea, l-a văzut pe vărul lui Mesia, Mântuitorul Iisus Hristos, și a făcut o afirmație care leagă Vechiul de Noul Testament. Ceremoniile din Vechiul Testament, care în momentul acela s-au încheiat, cu absența ceremoniilor din Noul Testament, care continuă și astăzi. Și a spus, iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Evreii s-au uitat uimiți, dar el arăta cu degetul spre un om, nu spre un miel. Și oamenii nu știau ce să înțeleagă. Ei știau că mielul e miel. Miel este copilul la oaia. Dar acum era un bărbat. Și Ioan a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ei au înțeles atunci că mielul nu mai este un animal. Și pentru prima oară este un om. Dar nu mai e nevoie de, pentru fiecare păcat să iei un miel. Ci mielul ăsta e pentru toate păcatele. Și nu mai e doar pentru un loc, ci e pentru toate locurile, pentru toate timpurile și pentru toate locurile e suficient un miel, dar nu animal, ci mielul lui Dumnezeu, care este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru. Nu mai mergem cu El în brațe, ne este în suflet, ne este în inimă și ori de câte ori mergem la biserică, mergem pentru două motive. Mergem să ne închinăm, adică să oferim lui Dumnezeu, mulțumim. Apreciem, Doamne. Și doi, să cerem iertare, ispășire. Doamne, din nou am păcătuit. Te rog, iartă-mă. În numele mielului Tău, de data asta nu mai e un animal, este mielul lui Dumnezeu, adică Iisus Hristos. El e mielul. Fără El, ești o persoană extrem de vinovată în fața justiției divine. Singura soluție pe care Dumnezeu o are ca să nu se compromită este să pedepsească pe toți oamenii care sunt păcătoși. Atâta timp cât suntem în viață, orice om are posibilitatea să-l primească pe mielul care iartă păcatele. Îl primești prin credință, că nu-l mai vezi. El e invizibil
Și invizibilitatea lui Dumnezeu ne creează probleme. Însă invizibilie raiul, iadul, viața spirituală. Dar noi îl primim prin credință. Mulți vor să aibă dovezi. Vă aduceți aminte de Toma? Toma necredinciosul, cum este, cum îi se spune în popor, în mod nedrept. Dar nu iau eu apărare acum. Hristos înviază, un mare mister, un lucru imposibil, incredibil. Cum să învieze un mort? Păi așa cum o fată fecioară a născut, tot ce e legat de Dumnezeu este supranatural, pentru că El este supranatural. Noi suntem naturali, de aceea tot ce facem e natural, e explicabil. Nu ne mirăm ce facem, pentru că toți pot face. Dar ce face Dumnezeu, mai ales pentru că nu-L vedem, pe noi ne miră, pentru că ceea ce face El e de-a dreptul ieșit din comun. E bine, când Hristos a înviat și a vizitat ucenicii, Toma lipsea. Ei l-au văzut și au rămas încremeniți, deși știau că le spusese că va învia. Dar nu puteau să creadă, nici noi n-am crede. Dacă eu aș veni în fața dumneavoastră și v-aș spune, oameni buni, eu am fost mor vreo 3-4 luni și am înviat. V-ați ridicat de pe scaun și ați plecat acasă. Și bă, ăsta, de ce? Nu-i comun, nu-i normal, cum să învieze cineva? Sunt niște reguli în lumea asta, când omul moare, bai! Dar când Dumnezeu apare și face un lucru, el e de genul supranatural. E bine, Toma nu era prezent și când a revenit, Iisus plecase. Și ucenicii stupefiați au spus, băi, omule, ai ratat totul, Iisus a fost aici, băi, adevărat, a înviat. Și ăsta a spus, bă, fii serioși, bă, omule, l-am văzut cu ochii noștri. Și el a spus, man, nu cred, numai dacă îl văd. Vreau să-l văd și nu numai să-l văd, vreau să pun degetul meu în cicatricea din palme, din coastă, din picioare. Hristos revine peste ceva timp. Toma era acolo. El se duce glonț la Toma, îl privește în ochi, îl confruntă și îi spune, Toma, ai vrut dovezi, pipăie și convinge-te. Toma se simte rușinat, pipăie, se convinge și capitulează. Și face o afirmație a capitulării. Domnul meu, Dumnezeul meu, ceva de genul, m-am făcut de rușine, iartă-mă. Și atunci Hristos spune ceva care se constituie într-o definiție a credinței. Toma, pentru că ai văzut, ai crezut. Ferice de cine nu vede și totuși crede. Credeți că e nevoie să repet? Ok. Pentru că ai văzut, ai crezut. Punct. Ferice de cine nu vede și totuși crede. Dumneavoastră ce înțelegeți din afirmația asta? Permiteți-mi să vă spun ce înțeleg eu. Toma, pentru că ai constatat, ai acceptat că este adevărat. Dar ferice de cine nu are posibilitatea să constate și totuși crede fără dovezi, fără constatare. Oameni buni, Toma n-a crezut. Pentru că eu nu cred că dumneavoastră sunteți aici, eu văd că dumneavoastră sunteți aici. Nu-i nevoie să cred. Credința funcționează asupra lucrurilor. Cred că mâine nu va ploua. Nu pot să spun știu că mâine nu va ploua, că n-am tupeu, nu sunt eu Dumnezeu. Dar pot să spun cred că mâine nu va ploua. Cred că în seara asta nu mai știu ce exemplu să dau, dar luați dumneavoastră 10 exemple. Ei, Toma nu a crezut, dragii mei. Toma a constatat. Credeți că veți avea posibilitatea să constatați, să vă întâlniți cu Iisus și să vă arate mâinile și picioarele? De aceea el spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine constată, nu. Pentru ca oricine crede, 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 crede. Acesta e verbul. Nu avem dovezi. Și faptul că noi credem, asta dovedește că avem încredere în cine ne-a spus care e adevărul. Biblia este descoperirea din partea lui Dumnezeu. Nu trebuia să vă spun lucrurile acestea pentru că intenția mea a fost să vorbesc despre tânărul bogat, dar am socotit că ar fi bine să fac așa o introducere mai stufoasă pentru ca să explic în două vorbe despre mântuire și mântuitor, pentru ca mai apoi, vorbind despre tânărul bogat și vorbind despre mântuirea pe care el o căuta, să înțelegem ce căuta el. În felul acesta va fi puțin mai simplu despre noi să înțelegem cât de important e ce căuta el. Acum, Dumnezeu este răspunsul. Răspunsul la ce? În seara asta, la următoarea întrebare. Ce trebuie să fac ca să am viață veșnică?
Omul ăsta a pus întrebarea care trebuia. Dragii mei, eu pot să devin foarte bogat, dați-mi un miliard de dolari și mâine mor. Nu pot să iau cu mine un cent. Dați-mi un milion de dolari sau un miliard de dolari și să am cancer sau altă boală terminală. Nu mai îmi folosește la nimic. Dragii mei, viața este valoroasă, nu banii. Noi avem nevoie de bani pentru că prin ei ne împlinim nevoile. Dar dacă mor, la ce-ți folosesc banii? Hristos spunea, ce-i folosește un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Omul când îi iese sufletul se numește mort. La morți nu le mai trebuie bani, numai la vii. Nu, ne trebuie haine, apă, mâncare, mașină, benzină, asigurări și multe alte lucruri. Mortul stă cu minte, nu-i mai trebuie nimic. Cei mai cu minți oameni sunt morții. În ciuda faptului că nouă ne e frică să trecem prin cimitir. Ei bine, omul ăsta pune cea mai importantă întrebare. Ce trebuie să fac ca să mă împac cu Dumnezeu? Să mă împrietenesc cu Dumnezeu? Să mă grațieze Dumnezeu? Să scap de vinovăție, de pedeapsă, de mânia lui Dumnezeu? Cea mai potrivită întrebare. Culmea pune cea mai potrivită întrebare celei mai potrivite persoane. Că dacă întreba vreun polițist, ăla s-ar putea să nu știe. Dacă întreba vreun medic, ăla s-ar putea să nu știe. Dacă întreba vreun fotbalist sau pe vreunul dintre noi, s-ar putea să spune, domnule, iartă-mă, dar nu mă pricep la religie, întreabă-și tu vreun popă. Dar el a întrebat pe cea mai potrivită persoană, pe cel care a venit să devină mântuitorul oamenilor. Și ceea ce e de-a dreptul senzațional este că primește cel mai potrivit răspuns. Pune cea mai potrivită întrebare, o pune cele mai competente persoane, primește cel mai potrivit răspuns și zice, bă, ce a nimerit ăsta, culmea. Nu e în stare să facă ceea ce a auzit, nu e în stare să aplice, nu e în stare să trăiască, nu e în stare să practice soluția la problema lui. Adică el întreabă, Dumnezeu îi răspunde și el rasă răspunsul acolo și pleacă ca și cum nu l-a auzit. Ce fel de păcat a făcut când a plecat? A comis sau a omis? A omis. A omis. Păcatul pe care el l-a făcut atunci este că a omis. Asta înseamnă că a omite înseamnă a neglija, înseamnă a trece cu vederea, înseamnă a uita, înseamnă a amâna. A neglija, a uita, a amâna, a trece cu vederea, a nu da importanță. A omis. Omul ăsta n-a comis adulter, doar a omis. A neglijat, a trecut cu vederea. Dacă ar fi comis adulter, ar fi fost foarte grav. În ce măsură apreciem noi evanghelicii și credincioșii din bisericile istorice ca fiind foarte mare păcat, păcatul de omitere? Adică n-ai făcut ce trebuia. Noi credem că doar atunci când faci ce nu-i voie e păcat. Nu credem că și atunci când nu faci ce trebuie e păcat. Noi ne ferim de păcatele de comitere. Nu comite adulter, nu comite furt, nu comite minciună, nu comite violență, nu comite abuz, nu comite, adică nu face ce e rău. Dar noi nu numim păcat, nu omite să faci bine, nu omite să ierți, nu omite să iubești, nu omite să faci dărnicie, nu omite să ajuți, nu omite să... Lista poate continua. Ni se pare opțional să omiți sau să nu omiți, însă ni se pare păcătos să comiți. Și acum aș vrea să vă dau câteva exemple de omitere, ca să înțelegem că nu e nicio diferență între a face păcate de comitere și omitere. În Matei, în capitolul 25, este un pasaj greu de spus și greu de auzit. Am să-l citesc. N-o să vă rog să vă mai ridicați, ci așa cum stați, o să vă rog să ascultați. Încercați să vă concentrați și folosiți-vă discernământul. Când va veni Fiul omului în slava sa cu sfinții săi îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale,
Toate națiunile vor fi adunate în fața lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Va pune oile la dreapta, caprele la stânga. Fiți atenți! Atunci împăratul va zice celor de la dreapta: veniți, binecuvântații tatălui meu! Veniți și moșteniți împărăția veșnică, pentru că am fost flămând și nu ați omis să-mi dați să mănânc. Am fost însetat și nu ați omis să-mi dați să beau. Am fost în închisoare sau în spital și nu ați omis să mă vizitați. Am fost gol și nu ați omis să mă îmbrăcați. Punct. De la capăt. Atunci cei neprihăniți vor întreba: Doamne, când te-am văzut noi pe tine gol și te-am îmbrăcat, flămând și însetat și ți-am dat să mănânci și să bei? Când te-am văzut noi pe tine închis în închisoare sau în spital și am venit să te vizităm? Și el le va răspunde: ori de câte ori nu ați omis să faceți aceste lucruri celor mai neînsemnați, frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Și atunci împăratul va zice celor de la stânga lui: plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, pentru că am fost flămând și ați omis să-mi dați să mănânc. Mi-a fost sete și ați omis să-mi dați să beau. Am fost în spital și în închisoare și ați omis să mă vizitați. Și ei vor răspunde: Doamne, când ai fost tu flămând și noi am omis să-ți dăm să mănânci? Sau însetat și am omis să-ți dăm să bei? Sau în spital și ați prins exemplele? Și el le va răspunde: ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, ați omis aceste lucruri pentru acești neînsemnați, frații ai mei, pentru mine le-ați omis. Plecați, blestemaților, pentru că ați uitat, ați neglijat, ați socotit ca fiind neimportant, ați întârziat, ați amânat. Și veniți, binecuvântații tatălui meu, care nu ați omis. Nu-i vorba de comitere, e prea mult comitere. Adulter, jaf, corupție, control, furt, minciună. Nu-i vorba de trecere pe roșu, asta le fac păgânii, nu creștinii. E vorba despre niște banale opriri când e verde și nu te duci pentru că uiți, pentru că neglijezi, pentru că nu te interesează, pentru că amâni, pentru că tratezi cu ușurință. Lăsați-mă să vă dau câteva exemple din Evanghelie și o să închei. În același capitol, Matei 25, sunt două pilde, parabole. Prima este parabola fecioarelor, pilda fecioarelor. Cititorii de scriptură cunosc pasajul biblic. O să spun doar 3-4 propoziții în intenția mea de a explica foarte sumar pilda. Hristos vorbește despre o nuntă. El a dat un exemplu în contextul sărbătorii, căsătoriei din generația lui, din vremea lui. Și spune așa: 10 fete fecioare, domnișoare de onoare, cum sunt și astăzi, însoțeau mireasa. Ele aveau niște candele, un mic recipient cu un de lemn combustibil, cu un fitil, cu o feștilă, cum era lampa de pe vremea bunicilor. Eu am stat cu lampă până la vârsta de 21 de ani. Ei bine, în vremea aceea, mirele trebuia să vină seara. Toată noaptea era sărbătoarea de nuntă, uneori mirele întârzia din anumite motive, potrivit mijloacelor de transport din vremea aceea și altor factori. De aceea era obiceiul, pentru situații de genul ăsta care se puteau lungi, fetele care luau lămpile astea cu un mic recipient, luau încă un recipient de rezervă de un de lemn, de combustibil, în situația în care se consumă cel din lampă, să mai adauge ca să mai stea încă o tură lampa aprinsă. Și Iisus spune: 5 dintre cele 10 domnișoare de onoare au adus doar lampa și au aprins-o seara.
Celelalte cinci au adus lampa plus containerul acela de rezervă de unde lemn. S-a înserat, mirele a întârziat ca un făcut. Și la cele cinci care nu aveau rezervă s-a consumat combustibilul din container. Când ele au văzut că se stinge lampa, au mers la cele care aveau de rezervă containerul și au spus: fetelor, vă rog, dați-ne din unde lemnul vostru că ni se sting caldelele, vine mirele și ne-am făcut de rușine că i-am ratat nunta la fata asta. Ele ne-a numit domnișoare de onoare, dar noi suntem domnișoare de rușine, că în loc să avem ce trebuie, n-am avut suficientă răbdare și minte și am venit aici așa cu superficialitate, am omis să luăm de rezervă unde lemn. Și alea spun: I'm sorry, nu vă putem da, pentru că nu ne rămâne nici nouă, nici vouă. Noi avem pentru noi, duceți-vă și cumpărați de aici de la colț. Astea se duc, dar colțul era mai departe. Până cumpără, până se întorc, mirele a venit și cu cele cinci și mireasa a intrat în odaia de nuntă. Ele ajung și ușa era blocată, încuiată. Bat și nu le deschide nimeni și rămân afară. Care a fost păcatul lor? A făcut cu ochiul la mire? Nu. Au furat ceva din nuntă? Nu. N-au făcut niciun păcat de comitere. N-au trecut pe roșu. Au făcut un banal păcat de omitere, de uitare, de neglijare, de amânare. Pur și simplu, au uitat, au neglijat, n-au dat importanță și valoare să ia și un de lemn de rezervă. Și au rămas afară. Ideea este că oamenii care nu fac ce trebuie sunt la fel ca cei care fac ce nu trebuie. Puteți să prindeți ideea? Oamenii care uită, omit, neglijează să facă ce trebuie, adică să treacă pe verde, sunt la fel de vinovați ca cei care fac ce nu trebuie, adică trec pe roșu. Nu fiți suficient de mulțumiți că n-ați comis adulter, că n-ați spart casa nimănui, că n-ați spart nicio bancă, că n-ați dat în cap la nimeni, nu fiți suficient de mulțumiți. Ceea ce ați făcut e doar jumătate dintr-o sută. Adică n-ați făcut ce nu aveați voie să faceți. Dar sunt milioane de situații în care suntem chemați să facem ceva, nu doar să nu facem ceva. Noi ne ferim de păcate și nu facem. Nu fă aia, nu fă aia, nu fă aia, nu fă aia. Asta e religie. Creștinismul trece dincolo de nu fă și spune: de data asta e un lucru bun, fă-l, de data asta e un lucru necesar, fă-l, de data asta e un lucru de dorit, fă-l, de data asta e un lucru de așteptat, fă-l, fii harnic, fii responsabil, fii pasionat, fii plin de interes. Nu-i suficient să te abții de la rău, ci trebuie să fii plin de pasiune pentru bine. Permiteți-mi să vă dau un alt exemplu. Uitându-mă în Scriptură, aș putea alege pilda talanților, a doua pildă din Matei 25. Un om bogat, are o companie foarte profitabilă, vinde tot, încasează bani, o sumă uriașă. El avea trei manageri care conduceau business-ul lui. Îi cheamă și spune: băieți, vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut. Eu o să plec pentru ceva timp departe, toți banii vi-i dau vouă să investiți. El știa că ei sunt unul foarte bun, foarte profesionist, unul bunicel, unul slăbus de tot, de-aia a fost milă de el să-l dea afară. Și atunci îi dă la unul o sumă foarte mare de bani, să zicem 10 milioane. La celălalt să zicem că îi dă 5 milioane. Și la ultimul îi dă doar un milion. Biblia remarcă la fiecare după competență, după capacitatea de a gestiona business-ul. Și pleacă. Și Scriptura spune că cel care a primit 10 milioane s-a dus și le-a investit. A muncit, ca și cum era banii lui, s-a cheltuit. Scriptura continuă să spună că cel care a primit 5 a făcut la fel. Și culmea, Scriptura spune că cel care a primit doar 1 n-a făcut nimic. S-a dus, a făcut o groapă în pământ, a ascuns acolo milionul și s-a dus să stea la umbră. Stăpânul s-a întors după o vreme, i-a chemat să aducă profitul. Primul a venit și a spus: stăpâne, astea sunt cele 10 milioane care mi le-ai dat și am profit încă 10 milioane. Știți ce spune stăpânul? Bine, rob bun și credincios.
Vine al doilea. Stăpâne, mi-ai dat 5 milioane, poftim. Încă 5 milioane profit. Bine, rob, bun și credincios. Vine ultimul. Să dusese, luase iar cazmaua, că oricum se plictisise de când plecase stăpânul. Scoate milionul de acolo, vine și îl aduce și spune, ia-ți milionul. Am știut că vrei să te pricopsești pe spinarea mea. Și stăpânul îi spune, rob, viclean și leneș. Permiteți-mi să fac o afirmație de ochiată. Dacă leneșul n-ar fi viclean, ar muri de foame, că de muncii nu muncește. Dar dacă e viclean, să mai descurcă pe spinarea altuia. Un ciubuc, o șmecherie, o păcăleală, o nu știu ce, o promisiune, se descurcă el așa, de azi pe mâine trăiește și el. Teoria nișei, fiecare cu nișa lui. Dar știți ce îi spune stăpânul? Luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Vă întreb, dar ce rău a făcut că i-a dat ceea lui înapoi? A omis să facă business cu banii stăpânului. Omiterea a fost suficientă ca să-i spună rob, viclean și leneș. Ascultați-mă, stimați prieteni, nu-i suficient să nu faceți răul. Trebuie deopotrivă de important și urgent să faceți binele. Cel mai mare bine este să vă mântui sufletul. Este să-L primiți pe Iisus. Este să veniți în fața Lui și să spuneți, sunt doar un om, Doamne, bărbat, femeie, înalt, mărunt, 20-50 de ani, căsătorit, necăsătorit, religios, nereligios, asta nu are nicio importanță. Important este unde este Iisus, mielul, unde-i mielul. Poți să ai în mână ce vrei, aur, aurul nu poți să transferi păcatele asupra Lui, ci numai asupra mielului. Mielul te salvează. Să vă mai dai un exemplu. Unul și gata, și închei. O să-l aleg pe cel mai potrivit dintre cele pe care eu le știu. Revin la cel pe care l-am citit deja în introducere. Un om tânăr, bogat, elegant, religios, vine la Iisus. Și pune o întrebare la care Dumnezeu își face timp să-i răspund. Și el spune, Doamne, ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică. Și Iisus îi spune, el pleacă fără să facă, omițând să împlinească porunca. N-a făcut niciun rău de comitere. Nu l-a înjurat, nu l-a amenințat, ci doar a neglijat să facă ce trebuia. Iertați-mă, aș vrea să vin puțin mai aproape de dumneavoastră în încheiere și să vă spun... Dacă în această seară dumneavoastră n-ați avea niciun păcat de comitere și n-ați făcut nimic rău, dar absolut nimic, nici o vorbă rea nu va ieși din gură, nici un gând murdar, nici un sentiment stricat, nici o faptă de rușine, ofensatoare, jignitoare, nimic, ca niște îngeri lui Dumnezeu. În seara aceasta, Dumnezeu o să ne pună pe cântar, nu cu privire la trecerea pe roșu, asta e prea de tot, ci cu privire la oprirea la verde. E verde, asta înseamnă că ar trebui să te duci. Pastorul Zăgrean spunea mai devreme, duceți-vă în toată lumea. Asta nu înseamnă nu fura, nu minți, nu curvi, nu-i comitere, nu-i roșu. E omitere, neglijare, amânare, nebăgare de seamă, trecerea cu vederea. Știți ce a spus Iisus? Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Repet ce am spus puțin mai devreme. La ce ar să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? La ce? Ce să facă cu toată lumea dacă el e mort? Stimați prieteni, absolut fiecare dintre noi în seara aceasta avem nevoie de miel. Nu un miel care behăie, nu un animal. De 2000 de ani la Ierusalim nu se mai omoară miei. Pentru că a venit un om care de fapt era Fiul lui Dumnezeu. A intrat în rolul mielului care moară, dar nu pentru el, ci în locul altora, în locul meu. Pentru rușinea mea și a dumitale, Iisus a murit.
pentru plăcerea aceea nenorocită și murdară, Iisus a murit. Pentru toate păcatele pe care le-am făcut, pentru că atât am știut atunci, Iisus a murit. Pentru absolut orice imoralitate, orice limbaj, orice comportament, orice atitudine, orice comitere și orice omitere, Iisus a murit. Noi astăzi putem să devenim exact cum am fost când ne-am născut, puri, inocenți, curați, neprihăniți, sfinți, doar dacă avem un miel, pe mielul lui Dumnezeu. Mielul lui Dumnezeu a murit pentru noi. El e soluția lui Dumnezeu. Sângele lui ne iartă de păcat. Nu vreau să intru în detalii, nu vreau să jignesc. Dumneavoastră știți că noi am băgat în pământ o Românie de copii nenăscuți. Nu vreau să pronunț cuvântul avort. Sunt aici o grămadă de doamne și n-aș vrea să vă răsuceți cu un cuțit în suflet. Eu nu sunt aici să vă judec. Sunt un om care am nevoie. El, exact cum dumneavoastră aveți nevoie. Însă vreau să vă aduc aminte că noi avem o problemă și Dumnezeu o știe. Dacă Dumnezeu ne iartă, Dumnezeu devine corupt pentru că devine nedrept. Marea dilemă a lui Dumnezeu a fost că a vrut să-și manifeste dragostea să ne ierte, dar nu putea să-și neglijeze dreptatea, că devenea corupt, ca și corupții din generația noastră. Și atunci le-am păcat pe amândouă, punând vinovăția mea asupra mielului. Mielul s-a zvârcolit pe cruce. A stat acolo 6 ore. L-au bătut cu biciu de ei, se vedeau tendoanele pe spate. L-au prins în cuie, în mâini și în picioare. A cerut apă și i-au dat în batjocoră oțet și fiere. Și acolo, când era gata să moară, a spus: Tată, iartă-i că și nu știu ce fac. Dumneavoastră știți pentru cine a spus cuvintele alea? Pentru mine. N-am omorât niciodată pe nimeni și dacă aș fi omorât, era unul dintre păcatele pe care le-am făcut. Dar el atunci, cu 2000 de ani în urmă, înainte să mă nasc, el a spus: Tată, iartă-i că și nu știu ce fac. Între pluralul acesta, iartă-i, este și Luigi Mițoi. Eu sunt un preot, un pastor, dar m-aș duce în fundul iadului dacă m-aș merge pe tele mele, pe trecutul meu, pe evidența vieții mele. Însă știu că voi merge în raiul lui Dumnezeu datorită faptului că mielul a murit pentru mine și el e în inima mea. L-am luat ca pe miel personal, ca pe mielul meu personal. În această seară, dragi prieteni, doamnelor, domnilor, vă întreb: cum puteți pleca acasă de aici fără să vă rezolvați problema, mai făcând încă o dată un păcat de omitere, refuzând oferta lui Dumnezeu de a vă ierta în baza cuiva care a fost tot un sânge din cap până în picioare pentru ca să ne poată ierta? L-au agățat pe dealul căpățânii la marginea Ierusalimului, lângă groapa de gunoi. Mulțimea își bătea joc de el, unul dintre cei doi tâlhari l-a batjocorit, polițiștii l-au chinuit, iar el murea pentru mine. Isaia spune: noi am crezut că este batjocorit, am crezut că e ticălos, că merită, fără să știm că purta păcatele noastre. A murit pentru un om ca mine. Uneori am cerut împrumut câțiva bani și oameni care mi erau prieteni nu mi-au dat. Dar el mi-a iertat toată rușinea făcută în 59 de ani. Cum aș putea să-i întorc spatele? Unde să mă duc cu vinovăția care apasă pe conștiința mea? Dreptatea lui Dumnezeu e suficient de dreaptă ca să mă pedepsească. Șansa mea este mielul. Să-l iau, să spun că e al meu și mântuirea pe care a produs-o, stând în locul meu pe cruce, să devină iertarea tuturor păcatelor mele. Apoi mă pot urca în mașină și pot pleca acasă și pot să-mi văd de viață
și pot să mă închin, că am motive să mă închin, atunci o să-i cânt lui Dumnezeu și o să-i mulțumesc că am motive să fac asta. Pentru că atunci când eu eram un om ticălos și murdar și păcătos și când continuam să am aventurile mele și păcatele mele și distracțiile mele murdare, El s-a gândit să găsească pentru mine o soluție, un algocalmin, o operație, o intervenție, să-mi prelungească viața. El a murit pentru mine și a murit pentru dumneata. El e mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Nu ale unui om, ale lumii. Oamenii lui Dumnezeu, vă chem în seara asta, pe toți care sunteți aici, să primiți pe mielul. Asta nu o spun eu, nu o spune religia penticostală, asta e scris în Biblia, singura Biblie creștină care există. Aceeași Biblie o citește preotul ortodox, catolic, greco-catolic, penticostal, baptist, adventist, oriunde găsiți o Biblie, ea vorbește despre mielul. Pavel spune lui Timotei, există un singur mijlocitor, un singur miel între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos care a murit pentru oameni. De El avem nevoie, El e soluția noastră. Cum spală soția mea cămașa plină de transpirație și a doua zi când o iau, parcă mi-e milă să mă îmbrac cu ea, că e albă ca... Asta e neagră. E albă ca laptele. Ei bine, așa se întâmplă cu sângele mielului care curățește sufletul, trecutul unui om. Seara asta, când afli, generează credință. Și prin credință trebuie să vii să primești mielul. În felul ăsta vei deveni mântuit, vei deveni copilul Domnului. Atunci când vei crede, îți vei aduce aminte de păcatele care le vei fi făcut și te vei simți vinovat. Și vei simți să-i spui, iartă-mă, te rog. Mi-am adus aminte și de a iartă-mă, te rog. Pentru că îți va fi rușine, conștiința se curățește, se eliberează. Biblia numește asta naștere din nou. Oameni dragi, aș vrea să vă invit în numele lui Dumnezeu să vă ridicați cei care sunteți așezați și să vă invit aici în față pe toți cei care sunteți aici și în seara asta vreți să primiți mielul lui Dumnezeu în inimă, în calitate de mântuitor. Știți de ce vă cer să veniți aici? Pentru că vreau să spun o rugăciune pentru dumneavoastră. O rugăciune prin care proclamăm promisiunea lui Dumnezeu. Noi nu facem aici din tupeu și din îndrăzneală. El ne-a spus că cine va crede va fi mântuit. Cine va crede va fi mântuit. Pe baza promisiunii pe care ne-a spus-o Dumnezeu, noi venim să ne revendicăm moștenirea. E moștenirea Tatălui nostru. Dumnezeu ne-a învățat să facem asta. El ne-a spus planul. El ne-a spus ce-i partea Lui. Hristos a murit, dar ce-i partea noastră trebuie să-L invităm în inima noastră. De aceea vă chem pe toți care sunteți aici, doamnelor, domnilor, cei mai tineri, cei mai în vârstă, indiferent unde stați, în timpul următoarei cântări, vă rog să credeți cuvântul lui Dumnezeu din Biblie. Nu e al meu, eu sunt un muritor. Nu l-am adus eu cu mine, eu sunt un simplu om. Este veșnică Evanghelia lui Dumnezeu care de 20 de secole cheamă oamenii la mântuire, proclamându-L pe Hristos ca pe mântuitorul tuturor oamenilor. Și aceasta este șansa noastră. Să credem în Evanghelia lui Dumnezeu, să-L acceptăm pe Hristos, mielul lui Dumnezeu, care însângerat a murit pentru noi și să avem viață veșnică. Vă invit să veniți aici în față să spun o rugăciune pentru dumneavoastră, de acolo de unde sunteți. Poftiți, veniți înaintea Domnului, veniți cu toții, bărbați, femei, oameni dragi, veniți înaintea Domnului, aveți un suflet, un singur suflet. Veniți înaintea celui care poate să ierte păcatele. Ale celui care a stat cu brațele deschise pe cruce, Fiul lui Dumnezeu, El și-a asumat murdăria noastră, greșelile noastre, păcatele noastre, adulterele noastre, tot felul de păcate pe care le-am făcut, de la cele mai murdare până la cele mai banale. Aveți un suflet, dacă ar fi în mâna mea, aș veni aici în locul dumitale, dar este în pieptul dumitale sufletul acela. Te rog, vino înaintea Domnului, te rog, vino înaintea Domnului. Vino să fii mântuit. Nu vrei să mergi în iad. Nu vrei să cazi sub mânia lui Dumnezeu. Scapă de mânie. Vino la mielul lui Dumnezeu care îți ridică păcatul. El este Hristosul lui Dumnezeu. El de aceea s-a întrupat. El de aceea a venit în lumea noastră. El a venit să ne scape. El ne ia păcatele, ne ia murdăria. Ne curățește mintea de vinovăție, de frică, de groază. Nu vrem să mergem în iad. Mielul a murit. Nu trebuie să murim, mielul a murit. Nu mai suntem vinovați, mielul a murit. Mânia lui Dumnezeu nu mai ne-a dat în urmărire generală. Mielul a murit. Mielul e soluția noastră. Mâinile Lui sunt întinse și astăzi. Sunt străpunse.
și în sângele acela, în baza acelei morți, Dumnezeu ne iartă. Oameni dragi, veniți înaintea Domnului. Veniți înaintea Domnului să ne rugăm, să fac o rugăciune pentru dumneavoastră. Nu rugăciunea mea vă iartă, vă iartă credința dumneavoastră. Eu doar proclam înaintea lui Dumnezeu promisiunea lui Dumnezeu. Să nu-ți fie rușine. Te rog, vino înaintea Domnului. Vino chiar acum. Nu aștepta să mai spun de 1000 de ori. Îmi stă rău să insist, dar știu că ai un suflet care e valoros. Mașina cu care ai venit are o roată de rezervă. Sufletul tău nu are o roată de rezervă. Nu ai un suflet de rezervă. Ai unul singur. Adu-l înaintea mielului. El te mântuiește, el te iartă. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Haideți să-i ascultăm și să-i așteptăm și pe cei care urmează să vină. Om drag, nu fugi de Domnul. El e mielul. Ești doar un om, ești un muritor. Nu știi când pui mâinile pe piept. Rezolvă-ți problema, te rog. Rezolvă-ți problema. Nu pleca de aici cu problema nerezolvată. E cel mai îngrozitor păcat de omitere, de neglijare. Aleluia. Da, Doamne, ne închinăm înaintea Ta. Doamne, iartă-ne, iartă-ne, iartă-ne. Iartă-ne, Doamne. Oameni dragi, veniți la Dumnezeu. Veniți la Dumnezeu, de acolo de unde sunteți. Veniți la Dumnezeu, veniți înaintea Domnului. Da, da, veniți înaintea Domnului. Veniți la Domnul, veniți la Domnul. El ne mântuiește, El ne iartă. El ne primește ca și copii în familia lui Dumnezeu. El e soluția noastră. El e mântuitorul nostru. Veniți înaintea Domnului. Veniți înaintea Domnului. Aleluia. Da, Doamne, iartă-ne, iartă-ne, Doamne. Da, Doamne, venim la Tine. Stăm în fața cerului deschis, unde e tronul de domnie. Uită-te la noi, Doamne, iartă-ne de păcatele noastre. Doamne, primește-ne în numele mielului. Îl primim în inimă. În numele mielului iartă-ne. Adu-ți aminte de toate păcatele noastre și pe toate curățește-le în sângele mielului care a picurat pe crucea de pe Golgota. Da, Doamne, iartă-ne. Da, Doamne, iartă-ne. Da, Doamne, Te rugăm, iartă-ne. Iartă-ne, Doamne. Suntem doar niște muritori. Ne simțim vinovați, ne pare rău. Venim la Tine, Doamne, cu căință, cu regret, cu remușcare. Dorim să renunțăm, Doamne, la stilul nostru de viață, la păcatele noastre, pentru că vrem să mergem în cer, în calitate de copii ai Tăi. Aleluia. Oameni dragi, urmează să stăm în fața Domnului aici, pe stadionul ăsta, unde oamenii se întrec. Pentru 2-1 sau pentru ce știu eu cât. Suntem înaintea Domnului să primim premiul. Premiul iertării. El a murit pentru noi. Nu avem niciun merit. Nu ne calificăm cu nimic. Nici cu lumânare, nici cu semne făcute. Nu ne calificăm nici cu faptul că ne lăsăm de țigări, deși e lăudabil să ne lăsăm. Ne calificăm doar în numele mielului. Și cu mulțimea aceasta de oameni, bărbați și femei care au venit aici în fața locului, au venit să stea în fața lui Dumnezeu, crezând că ce spune Biblia este adevărat. Dacă îmi permiteți, aș putea să repet, ferice de dumneavoastră, pentru că fără să vedeți, credeți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să facem rugăciunea înaintea Domnului, să ne aplecăm capetele. Dumnezeule atotputernic, care ai făcut cerurile și pământul, națiunile pământului vin la Tine că Tu asculți rugăciunea. Tu L-ai trimis pe Fiul Tău, Iisus Hristos, în calitate de miel, de mântuitor. Și El a murit în locul nostru, la marginea Ierusalimului. De atunci până astăzi, națiunile pământului, bărbați și femei, sunt invitați să creadă, să se căiască și să devină mântuiți. În această seară, aici, pe stadionul acesta, mai multe persoane, bărbați și femei, au crezut Evanghelia care s-a predicat. Nu în baza oamenilor,
nu în baza predicatorului sau a cântăreților, ci în baza lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În baza Evangheliei în care oamenii au încredere, asumându-și că e cartea pe care tu ai revelat-o, ai descoperit-o, ai păstrat-o până la noi, deși mari regi, tirani ai istoriei au vrut să o distrugă, dar tu ești Dumnezeul în mâna căruia există siguranță. În seara aceasta proclamăm sângele și jertfa mielului, a lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a lui Mesia, să ierte toate păcatele pe care aceste persoane le-au făcut, păcate de care se căiesc, crezând că Iisus e mielul, crezând că Iisus e Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul. În numele Lui iartă păcatele, în numele Lui iartă vinovăția, eliberează, Doamne, înfiază, Doamne, primește, Doamne, întinde-ți mâna spre ei, numele Domnului, și primește în calitate de fii și fiice în marea familie a lui Dumnezeu, după care la sfârșitul timpului se va reîntoarce Mesia, dar nu în calitate de miel care va fi bătut, zdrobit și ucis, ci în calitate de leu care va împărăți, leul din Iuda, Dumnezeul nostru glorios. Mulțumim că în această seară Evanghelia ta are autoritate, are putere să mântuiască și Duhul tău a mișcat inima acestor oameni ca să iasă în fața Domnului care a promis. Din gura lui Dumnezeu a ieșit această promisiune și Dumnezeul cel preanalt se va ține de cuvânt. Binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a dat viață, care ni l-a dat pe Hristos, pe mielul, pe Mântuitorul. Dumnezeul nostru, încredințăm în mâna ta persoanele acestea și toată audiența aceasta care a umplut o mare parte din stadionul acesta. Doamne, fie-ți milă de acești oameni, iartă-i în numele lui Iisus, descopere-le Evanghelia, dă-le putere să creadă și să se pocăiască, o pocăință autentică, nu ascunsă. Nu mai avem nimic de apărat, nicio onoare, nicio fațadă, nicio aparență, ieșim în fața ta așa cum suntem, suntem conștienți de păcatele pe care le-am făcut. Doamne, nu vrem să le mai ascundem. Ar fi o infidelitate, ar fi o mișelie. Venim în fața cerului deschis în care este scaunul tău de domnie și recunoaștem păcatele noastre, Doamne. Pentru că tu ai promis că cel care recunoaște va fi iertat, nu cel care se ascunde, dându-se drept altul în societate. Dumnezeul nostru, nu avem ce aparență să protejăm. Vrem să ne protejăm sufletul, nu aparențele. Cinstească-se numele Tău. Îți mulțumim pentru că Tu ai iertat păcatele prin credință și pocăință. Și să mai asculți rugăciunea acestui popor și a liderilor și a căpetenilor și a slujitorilor care mijlocesc înaintea Ta între tindă și altar. Doamne, dacă aici sunt oameni bolnavi, dacă aici sunt oameni bolnavi care cred că Iisus a murit nu doar pentru iertarea păcatelor, ci și pentru vindecarea bolilor, în autoritatea pe care o ai în cer și pe pământ, în numele lui Iisus Hristos te rugăm, atinge rănile, suferințele și bolile acestor oameni, bărbați și femei, indiferent unde se află, chiar dacă pe internet sunt, în alte orașe sau în alte țări, puterea lui Dumnezeu să lucreze, să se activeze și să vindece, pentru că Tu ești Domnul care are toată autoritatea în cer și pe pământ. Dacă oamenii aceștia cred, fie-ți milă și vindecă-i, fie-ți milă și iartă-i. Îți mulțumim că ne-ai primit rugăciunea. De aceea vin națiunile pământului la tine, pentru că tu asculți rugăciunea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava. Amin.